un deputat pe Liviu Dumuranu, prea multe instituții, prea multe legi, prea mulți primari, prea mare hățișul birocratic. Împreună cu parlamentarii AUR am organizat cea de-a doua ediție a forumului aleșilor locale, cu tema redefinirea administrației publice, eficiență, transparență, inovație. Evenimentul a reunit aleși locali de la toate partidele din România, invitați de peste hotare și specialiști din domeniul administrației publice. România are prea multe instituții, prea multe legi, un hățiș birocratic care împiedică poporul român să respire. De aceea, propunerea noastră este reducerea cu două treimi din instituțiile la nivel local și, cel mai important, la nivel central. Este nevoie de curaj, e nevoie de viziune, e nevoie să înțelegem unde vor fi comunitățile noastre de mâine. Și cel mai important, primarii actuali nu trebuie să mai accepte să fie umiliți de cei care le conduc. Împreună vom redefini administrația publică și vom elimina criteriul politic în acordarea banilor publici. Suntem alături de producători și de antreprenorii români. În anul 2023, România a atins un deficit comercial uriaș de peste 34 miliarde de euro, importând mai multe produse de consum și produse alimentare decât a exportat. Nici o companie românească, nici un fermier român nu pot concura cu cele din Uniunea Europeană, acolo unde subvențiile acordate sunt de două ori mai ridicate decât la noi. Noi, cei de la AUR, ne propunem să sprijinim producătorii autohtoni și afacerile românești prin implementarea unor politici economice care să promoveze dezvoltarea și prosperitatea în interiorul țării. În acest sens, în cadrul Congresului Extraordinar din 2 decembrie, desfășurat la Alba Iulia, a fost adoptată strategia de propagandă politică a AUR de susținere a producătorilor români în anul 2024. Prin cumpărarea de produse românești, susținem pe frații, pe părinții, copiii noștri, vecinii, prietenii și familiile. Acest lucru contribuie la consolidarea solidarității naționale și la stabilitatea economică a țării. Vom continua să investim timp și resurse în educație, cercetare și promovarea produselor noastre, atât pe plan intern, cât și pe plan extern. Pe 15 decembrie va avea loc lansarea Organizației Oamenilor de Afaceri a Partidului AUR. Invităm cu această ocazie toți antreprenorii să ni se alăture acestui demers și să contribuie la construirea unui mediu de afaceri puternic și competitiv. Orice antreprenor serios care este de partea noastră la acest eveniment la Palatul Parlamentului se pot înscrie și online pe site-ul partidului partidulaur.ro/oameni-de-afaceri. Mulțumesc mult! Dau cuvântul domnului deputat, Daniel Diamant. Mulțumesc, bună ziua. Vreau să trag un semnal de alarmă asupra ceea ce se întâmplă în Ministerul Agriculturii, unde avem un ministru care nu ține cont de absolut nicio lege, nu ține cont de nicio regulă. Faptul că în fruntea agriculturii se află un individ care nu înțelege problemele fermierilor și, în consecință, nu îi poate reprezenta profesionist, Florin Barbu se află la agricultură doar pentru a face jocurile și interesurile păpușarilor pe care îi reprezintă. Astfel, nu putem înțelege de unde toată nebunia ministrului Barbu de a construi cele 15 centre de colectare a legumelor și fructelor, fără a avea cel puțin un studiu de fezabilitate, un studiu de oportunitate. Mai grav este că Florin Barbu, prin mandatul său imperativ, pune presiune pe Casa Unirea de a trimite adrese primăriilor să solicite construirea acestor centre de colectare a legumelor și fructelor. Faptul că, cum ați zis, nu este studiu, nicio analiză, el dorește să construiască aceste centre de colectare doar pentru a oferi promisiunile pe care le-a zis în campanie anumitor primari și anumitor primării din România. Eu zic că cea mai bună soluție și după discuția cu reprezentanții Casei Unirea ar fi aceea de a
se constitui comisii la nivel local județean pentru a găsi depozitele care respectă legea și deținătorii acestor parcele care respectă legea și condițiile de funcționare. Prin a se putea face un contract dintre Casa Unirea și aceste depozite, iar prin acest lucru, practic, nu ar mai trebui investiți banii în cele 15 centre de colectare și prin acest lucru s-ar respecta și lanțul scurt de aprovizionare pentru magazinele mai. Dacă stăm să ne gândim cum a fost creată Casa Unirea de către Dragnea, s-au investit 20 de milioane de euro, de unde s-au furat foarte mulți bani. Multe dintre corturile pe care le-a cumpărat Casa Unirea au fost date în campanie electorală anumitor primării, iar acum sunt procese pe rol. Faptul că am avut bursa de pește la Tulcea, construită cu mare fast din fonduri europene și din bugetul țării, această bursă de pește nu a funcționat nici măcar o zi. Cred că avem de-a face cu un jaf uriaș, marca PSD, dar și cu un ministru incompetent care nu face decât să blocheze sprijinul pentru agricultorii români. Incompetența lui Florin Barbu nu este ceva abstract, ea are efecte directe asupra agriculturii românești. Ministrul Barbu trebuie să iasă public și să spune de ce vrea să construiască cele 15 depozite și cui le-a promis și zona în care vrea să le construiască. O să vă mai vorbesc despre programul cornului și laptele care nu funcționează în anumite județe ale țării. Noi de la începutul lunii septembrie, de când am început sesiunea parlamentară, am tras un semnal de alarmă la faptul că sunt zone în țară în care copiii nu primesc cornul acela amărât și nici laptele acela care nu conține gram de grăsime. Noi am organizat un concert caritabil pentru copiii nevoiași. Alături de colegii AUR am susținut săptămâna trecută festivalul SingFest din comuna Singureni din județul Giurgiu. Am avut invitați peste 2000 de copii din centre de plasament și din împrejurul acelei localități. Cu această ocazie le-am oferit copiilor câte un cadou de Moș Nicolae și în avans pentru Moș Crăciun. Iar părinții au primit câte un brăduț argintiu cumpărat de noi de la căpănița Harghita. După cum vedeți, PNL și PSD ignoră România. Noi împreună putem să facem lucruri frumoase și trec la un alt capitol. Vreau să închei așa într-o stare optimistă și să vă spun că Caravana Medicală AUR continuă să facă bine România. Caravana Medicală AUR pentru Sănătate de astăzi își încheie activitatea.